Salutare gamer și bine ați venit la episodul 6 din seria de tutoriale. Și astăzi mă gândeam să mai explorez pentru ca să mai găsim niște o mină, ceva. A, da. Și a crescut uitul. Acesta este nivelul maxim când putem să-l culegem. Și mergem să-l culegem. Și el ne va da fân, ceva. Exact. Așa. Ne va da uit. Da, asta e uitul și asta e seed. Da, mă scuzați, tot le-am greșit. Da. Din uit facem pâine. O să vă arăt când o să am destul uit. Da, și acum hai să mergem să explorăm. Mai întâi vom face un turn să nu ne pierdem. Stați puțin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Da, bun așa. Punem o torță. Luăm înapoi pământul și va fi un turn. Ca să-l vedem. Mai bine nu putem să-l vedem la distanță foarte mare. Dar este bine. Cred. Au uitat o mină acolo. Și acesta este noul meu skin. De acum promit că nu-l mai schimb. Da. Și acum să mergem acolo jos. Au. Vedem ce este pe aici. Bine, nu este mare. Eram sigur că așa, asta e bafta mea. Da. Ce aici? Bine, bine, avem de explorat. Bun, hai să luăm mai întâi fierul. Da, suntem în mină, deci punem și noi pe Tiny ca să meargă mai rapid. Ce a fost gonțul acesta? Mica, lăsați. Bun. Fier mi-e trebuie mult. Pentru armuri, pentru ce vrem noi să facem. Cât fier aici. Mă scuzați pentru lag. Înainte nu aveam așa lag. Da, tot la eu. Bun. Stați puțin. Da, n-am pornit un timer. Dar nu nimic. Încerc să mă limitez. Ce am mai găsit cărbune? Cred că este și seara deja și... Da, nu-i nimica, prezint și monstri în cazul acesta. Sper să nu fie creeper. Că poate să fie, nu mai contează. Da. În următorul episod voi încerca să fac o casă cu un design destul de simplu, dar părerea mea că foarte frumos pentru o casă. Așa. Să mai luăm și cea carbune. Dacă tot este aici, oricum ne trebuie carbune. Așa, și casa... Nu știu dacă o să fac pe munte sau... Da, au grevă. Dar nu știu unde să o fac, o să văd. Văd eu. E noapte. Aia, suntem pe dificultate, da. Dificultatea normal.
Hai să punem pe normal, să vedem și noi unde merge. Și vedeți de ce este bun. Bine, voi poate aveți calculatorul mai bun și puteți sta tot tipul pe normal, dar eu mai și filmez, mai și nu prea. Da. Oh, uitați Creeper. Cel este un Creeper. Creeperul explodează, este un monstru, așa. În apă el nu explodează, hai să vă arăt. Asta e bine. Și ne vom bate cu el în apă. Și... Adică explodează, dar nu distruge nimic. Așa dacă ne-am bate cu el pe uscat, pe uscat, da, pe pământ, el ar putea să explodeze și da, ar distruge pe aici, ar face o groapă urâtă și nu mi-ar place. Așa că da. Așa, el mi-a dat Gunpowder, cu el putem face TNT, Gunpowder. Și da, numai TNT putem face cu el, din păcate. Așa, am luat 18 Iron, nu zic că e destul de bine. Gunpowder, mă bâlb. Așa, hai să ne culcăm. Să mai vedem ce mai... ce mai găsim. Da. Stai să iau uitul. Wow. Jump. Plantăm înapoi. Dacă ținem shift și mergem pe plantație, nu se strică. Dacă nu mai ținem shift, poate să strice plantația și... nu-i bine. Din 3 uit putem face... pâine, da. Din 3 uit facem pâine. Oh, creeper, 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 creeper. Oh, nu, nu, să nu explodă. Ce m-a speriat. Nu, da. Cam așa explodează creeperul. Nu știu de unde a venit, dar... cred că e frate-su. Așa, să reparăm pe aici, că nu e frumos. Gropile astea. Da. Foarte frumos creeperii, nu? Acum ați văzut și cum explodează. Sunt cei mai buni. Cei mai prietenoși. Ah, doamne. Parcă vezi că mai vine un... ne. Așa. Punem înapoi pământul acesta, floricica, da, ne punem pe normal, tot mă frec, așa mă puții, ba normal, ba tiny, ba normal, dar eu încerc să fac ca să se vadă totul bine. Mă uitasem la primul episod și am văzut că m-am uitat eu la o mină aici, da, și da, este destul de mare și să vedem ce este. Așa, iarăși mă vreau să mâncăm ceva înainte de toate. Așa, fier, cred că vom explora ceva. Da, mi se tânește necopul, bine că l-avem pe cel de aero. Cel mai rapid. Adică, nu cel mai rapid, dar... este mult mai bun ca cel de piatră și cel de lemn. Logic. Ce mai este pe aici? Așa, bun, nimica. Da, mai luăm și asta. Două bucăți. Așa, mai este și aici.
Nu luăm pe tot că durează prea mult. Și așa că n-am pornit timer și așa că cine știe cât o să filmez. Sper că nu prea mult. Ce mină. Ei, în sfârșit măcar am găsit. Oh, ce perci. Da, izvor de apă. Vedem ce este și acolo. Wow. Nisip. Știam că suntem aproape de mare. Ce nu urcă? Așa. Niciun monstru, nimic. Mă, să fim serioși. Asta e tot. Cred. No, e mare mină. Doamne. Ce? Ne facem și o salve de aer, dar când ajungem acasă. Ups. Facem nimic. Creeper. Hai, vin aici. Mi-au revanșă. Nu, no, nu, no, nu! No. Bravo, mă! Bravo, bravo! Ați văzut, s-a umflat. Am crezut că explodează. Dar nu a mai explodat. Ce m-a speriat. Bă, un zombie. Mă, este un zombie. Ah, uitați, acesta este zombie, el este foarte lent, nu este deloc periculos, adică este periculos când n-ai sabie sau nu știu ce, dar în rest puteți să-l bateți foarte ușor, după cum ați văzut. Așa. Da, cam nimic nici pe aici. Da. Să mai luăm carbune, că știu că avem destul, dar merită. Da, eu voi pune o pauză să văd cât am filmat și după aia revin chiar aici. Uitați, chiar aici. Da, am revenit și se pare că am filmat cam prea mult, așa că eu voi încheia pentru episodul de astăzi. Voi reveni cu un episod nou, cred că tot în mine. Nu, nu, nu. Urcăm sus, aici și... Da, cred că este afară, da. Și da, eu am fost George. Mulțumesc pentru vizionare. Bye, bye.